Bună ziua! Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la conferința de presă a Primăriei Călăraș. Aveam nevoie de această conferință pentru că trebuie să fim la raport, să spunem așa, final de an. Și o să vă stăm la dispoziție cu întrebările pe care le aveți. Noi o să vă facem o prezentare, să spunem așa, a tot ceea ce am făcut anul acesta și care e viziunea pentru anul viitor. Ce să vă spunem? Haideți să începem cu serviciul pavaje spații verzi. Pe această cale vreau să le mulțumesc pentru că au fost foarte prompți, cu toate că avem nevoie, avem deficit de personal, avem un deficit de peste 20 de muncitori. Dacă aveam această armată de oameni, să spunem, puteam să facem lucruri mult mai multe, dar și anul acesta am asfaltat cu ei peste 100.000 de metri pătrați de asfalt, așa cum ați văzut, o să vă spun că am făcut undeva la 720 de locuri de parcare, alei, trotuare la toate locurile pe unde am trecut. Nu ne oprim aici, pentru că avem nevoie de a scoate mizeria dintre blocuri, de a curăța toate aceste locuri și a crea cât mai multe locuri de parcare. Anul viitor, datorită faptului că avem acest parc de regenerare zonă vest, vom face 3 mari parcări, una în zona Aneleurilor, chiar în spatele spălătoriei de pe Belșugului, pe mal. Vom face una pe strada Dropia, la capăt, pentru că avem nevoie dacă vin oameni, și încă una la Titulescu, am găsit acolo un teren. Poftim? La Vitaliesvincu. La Vitaliesvincu. O să mai facem încă o parcare mare și în felul acesta mulțumim și oamenii care sunt în zonă și ne-au ridicat această problemă că nu mai au parcări și atunci rezolvăm toate aceste probleme. S-au făcut mult mai multe lucruri cu cei de la Pavaje Spații Verzi și vom continua, sperăm să deblocheze ca să putem să mărim efectivele de muncitori. Dar deocamdată suntem sub incidența ordonanțelor și atunci nu putem să facem nici angajări. Deja bine că n-am intrat și pe restructurare cu acest serviciu, pentru că atunci chiar aveam o problemă. Așa cum v-am spus, și proiectele trebuie să rezolvăm această mare problemă. Ne întrebați la un moment dat de ce le-am trecut până acea hotărâre de Consiliu nefinalizate, datorită faptului că trebuie să facem documentele de închidere și le vom face până în martie, nu? Da. Undeva până în martie avem termen. Și ca să am aici ceva pregătit de serviciu dezvoltare, de direcția de dezvoltare, și am așa undeva la Tudor Vladimirescu, reabilitare termică. Datele se pot schimba până încă la sfârșitul anului, pentru că o să mai aducă situații de plată și atâta. Dar când stăm de vorbă, noi estimăm că Tudor Vladimirescu ajungem cu el undeva la 80%. La Țara Copilăriei ajungem undeva la 90%. Mihai Eminescu este 100%. Am etapizat strada București, pentru că era un proiect destul de mare, cu peste 8 km de infrastructură rutieră și pietonală și valoare de peste 9 milioane de euro, am reușit să le etapizăm. După aceea, reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraș, pietonalul, estimăm că ajungem, astăzi vorbim undeva la 95%, sperăm să ajungem la 100%, dacă nu ne mai rămâne un procent sau două, pentru că datele problemelor s-au schimbat, nu se găsea o stație de biciclete, pentru că trebuie să fie compatibile cu stațiile pe care noi le avem în oraș, și atunci să vedem ce soluție mai găsesc în următoarele zile constructorii. Da, îmbunătățirea transportului public de Călăraș. Și asta, monitorizare video, datorită faptului că s-a tot scos la licitație și s-au contestat între ei. Nu am reușit decât 10%, încercăm să o etapizăm și pe aceasta, să vedem
cum facem, pentru că au ajuns până la curtea de apel. Cu, nu? Da. După aceea avem 99% autobuzele, avem stațiile de biciclete 98% acum, dar siguranță va ajunge la 100%. Noi acum trebuie să încheiem contractul de mentenanță și punerea în funcțiune, dar fiind iarnă, acum începem din primăvară. Aici am avut o problemă la intermodal. La intermodal l-am scos, cred că, de 4 ori, 5 ori la licitație. Și ba nu a venit nimeni la licitație, ba a venit unul singur care a ieșit pe locul 2, adică n-a îndeplinit condițiile pe care noi le ceream. O să mergem în continuare cu el, pentru că trebuie să-l facem și dacă ne-am propus să facem acest lucru, o să vedem ce sursă de finanțare sau chiar din banii primării. Avem după aceea 91% pistele de biciclete. Aici ce problemă a intervenit? Suntem la 91%. Mare de marcajele de executat și care nu se pot executa. Astea se vor face, se vor termina. Regenerarea spațiului urban în municipiul Călăraș prin amenajarea spațiilor verzi, da, Navrom, zona vest și Navrom, în proporție de 95%, aici am adus, avem o problemă tehnică, așa, avem deja băncuțele, dar au fost ofertate cu montaj și să vedem dacă reușesc să le... altfel ne duceam undeva la 99%. Înființarea de centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livadă este în proporție de 98% și se va închide cu 100%, că nu mai avem decât mici probleme de rezolvat acolo. Oborul nou, tot așa, un centru comunitar, în proporție de 100% se va închide. Creșea săptămânală, care tot... am zis că o facem, că o facem, că o facem. Acolo avem o mare problemă și n-am găsit nicio variantă financiară ca să o susținem, pentru că acolo această creșe a fost gândirea de a face această creșe cu 70 de copii. Între timp a apărut pandemia, după ce s-a făcut proiectarea. Cei de la proiecte ne-au alocat undeva la 8.000 și ceva de euro de copil? Da, normativele de proiectare. Da, normativele de proiectare undeva la 8.000 de euro pentru 70 de copii. Între timp, creșa de 70 de copii s-a transformat în creșe pentru 30 de copii, deoarece pandemia a făcut să mărească spațiile aferente pentru fiecare copil. Și n-am găsit formula financiară împreună cu ADR-ul în care să ne dea toată această sumă. Și n-am putut să găsim modalitatea să mergem mai departe, pentru că gândiți-vă că trebuia să punem mai mult de jumătate. Pe lângă asta, deja prețurile care au fost gândite la început, de s-a alocat 8.000 de euro, au mai și crescut, că a mai venit și războiul. Și am avut și diferite divergențe cu constructorul. Ba am găsit ceva, ba n-am găsit ceva. Și atunci am zis să stăm un pic pe loc cu ea, pentru că oricum creșea merge foarte bine, cea pe care o avem cu CNI-ul. E o creșe de medie de 70 de copii. Și atunci o să găsim formula financiară, ori pe nou exercițiu financiar pe 2021-2027, sau dacă nu, să facem din fonduri proprii, pentru că oricum nu mai luam, până la urmă cred că puneam noi 3/4 la din bani și restul, dacă era, luam pe fonduri europene. Modernizarea și reabilitarea și echiparea liceului Danubius. Da, suntem astăzi când vorbim la 85%. Noi sperăm să ne închidem cu totul până la sfârșitul anului, pentru că nu mai sunt multe de făcut acolo. Aici este un teren de sport și
Sandu Aldea, deci modernizarea și reabilitarea și echiparea Colegiului Agricol Sandu Aldea. Suntem la 98%. Modernizarea și extinderea corbei liceul Mihai Eminescu, corpul B. Da, suntem la 78%. Ce mai e de făcut aici? Aici mai sunt și câteva lucrări suplimentare conform cerințelor ISU. O scară exterioară care nu a fost prinsă în proiect și pe partea de monitorizare video, câteva camere. Deci astea oricum erau susținute da, din bugetul local, da. Da, și bucurător pentru noi că a fost o lucrare care a pornit mai greu și s-a lucrat, este așa cum îi spunem noi, promenada. De fapt, proiectul este îmbunătățirea navigabilității pe fluviul Dunărea în zona transfrontalieră Călărași-Silistra. Am ajuns la 78% acolo, neașteptat de bine, mai ales că este un proiect în care noi avem o cofinanțare destul de mare și atunci, până când trebuie să terminăm acum? Așa lucrare până luna aprilie. Și atunci vom termina. Deja suntem spre finalizare, dar v-am spus neașteptat de bine, pentru că acum câteva luni de zile aveam undeva la 17%. Deci au lucrat foarte bine. Cam astea sunt proiectele pe europene, cam așa stăm. Impactul bugetar pe anul viitor, că tot întreba ceva, nu o să fie, pentru că o să ce avem noi pe buget, avem pe buget, iar restul o să avem pe împrumuturi, acolo unde am anticipat că vom ajunge să suplinim aceste cheltuieli, formal le vom lua de acolo. Mai avem lucrări suplimentare pe aceste proiecte pentru fiecare, care trebuie să modernizeze. De exemplu, pe pietonal avem toată zona centrală aici, între blocuri, care trebuie să o reabilităm. Toată infrastructura pietonală și rutieră. Și atunci trebuie să o facem, pentru că dacă tot vrem să punem în valoare pietonalul, trebuie să facem și locurile dintre blocuri să fie așa cum trebuie. După aceea mai avem, așa cum vă spuneam, regenerare zonă vest și Navrom. Normal că trebuie să facem parcări și atunci parcările le vom face pe banii noștri. Chiar dacă facem cu spațiile verzi, normal că sunt tot banii primăriei Călărași. Da, și fiecare proiect în parte va avea ceva lucrări complementare și suplimentare, pentru că trebuie să amenajăm așa cum trebuie fiecare zonă în parte.